Șeful Gărzii Naționale de Mediu s-a încurcat în coordonatele geografice la Târgu Jiu. Comisarul general care conduce instituția la nivel național a încurcat Jiul cu Oltul, care nici măcar nu trece prin județul Gorj. Prezent la o conferință de presă organizată la prefectura Gorj, după ce a vizitat groapa de gunoi, unde au fost în continuu probleme în ultimii ani, Andrei Corlan le-a spus jurnaliștilor că a aflat de deversarea apelor uzate în râul Olt. Domnul prefect, vă mulțumesc pentru invitație și pentru vorbele frumoase. Bună ziua tuturor, mă numesc Andrei Corlan, sunt comisarul general al Gărzii Naționale de Mediu. Am petrecut astăzi o zi plină alături de domnul prefect Iulian Popescu. Dânsul mi-a semnalat mai multe probleme care se confruntă județul pe sfera problematicii de mediu. Principalul subiect al vizitei mele aici a fost depozitul de deșeuri de lângă Târgu Jiu. Pe lângă aceasta, mi-a semnalat probleme cu comunități care se ocupă cu colectarea, deținerea și comerțul ilegal cu deșeuri. Totodată probleme ceea ce înseamnă evacuarea apelor uzate neepurate în râul Olt. Șeful Gărzii Naționale de Mediu a fost chemat la Târgu Jiu de prefectul de Gorj, Iulian Popescu, în problema gropii de gunoi care afectează locuitorii din cartierul Slobozia din cauza mirosurilor.